Bun, la Neața ne plac sporturile, dar mai mult ne plac poveștile din spatele sporturilor pe care nu tot timpul le afli dintr-un ziar de sport, de exemplu. Uneori trebuie să apelezi la o astfel de emisiune. Între cei mai valoroși boxeri pe care i-am avut vreodată în istoria noastră ca români, Marian Simion a venit alături de fica lui Monica. Bună dimineața! Bună dimineața! Mâine e ziua Monica, am zis să-i facem o surpriză. Face 21 de ani. Noi ne știm de când ea era mai mică. Sunt convins că Marian are o surpriză pentru ea. Ai folosit vreodată vorba asta cu eu când eram de vârsta ta? N-aveam nu știu din care. Clar, cam totdeauna. Mereu. Le mai spune, nu? Păi da. E clar, deci mâine nu primești nimic. Ba da. Vreau să mergem un pic înapoi. Știați că Marian Simion este polițist? Eu n-am știut treaba asta, am aflat-o din fișa ta. Ești pe bune, cu grad? Da, cu... da. Ai șchipiu? Da, sigur. Ok. Toată uniforma. Ideea e, eu am fost polițist de la 18 ani, de când am fost încadrat la Clubul Dinamo. Pentru că cei de la Dinamo toți erau desigur... Da, Ministerul de Interne. Deci ești polițist de la 18 ani? Da. Am înțeles. Da, activ sunt din 2009. Ok. Cu tot ce trebuie. Da. Ok. Ai și birou? Am. Asta vreau să te văd la birou. Sunt ofițer coordonator la secția 20, la supraveghere judiciare. Ce tare! Putem merge un pic înapoi, aș vrea să știu dacă fica ta a preluat ceva din... O să vă spun cu ce se ocupă fica, doar ca să înțelegeți. Cum erai tu ca și copil? Erai foarte activ, că bănuiesc că de-ai ajuns la un sport. Sigur, da. De genul ăsta? M-am bătut mingea tot, ca toți copiii pe Maidan, după aceea am început să au dus... Na, noi oricum aveam mânușile în casă, tata fiind antrenor, fiind boxor, după aceea s-a făcut antrenor. Și am început din familie la noi tradiție cu boxul. Ok. Și ca să zicem mai repede așa peste timp, am muncit mult de am ajuns unde am ajuns. Sunt 19 ani de muncă zilnic. Și sacrificii și minusuri. Sacrificii și de toate. Și satisfacții, vorba aceea, nu? A stat cam departe de casă, la București? Cam... Mai puțin. Să zic așa, în jur de 10-11 luni pe an plecat de acasă. Ok. Venea la sfârșit de 2-3 zile să schimbăm echipamentul. Și după aceea iarăși plecam. Îi spuneam lui Marian că eu și Răzvan, care este și el Simion, aveam șansa noastră, la Reșița a stat lotul de box și lotul de gimnastică masculină. Ghiciți din care lot nu am făcut parte niciodată. Iată, era șansa noastră. Vezi ceva la fica ta din tine de când erai tu tânăr? Ambiția, okay. Curaj. Și, na, eu s-am îndreptat spre altă artă. Am încercat cu ea, crede-mă, și volei, tenis de câmp, unde mi-aș fi dorit și eu să... Aveam o șansă la bani, să știi, da, la tenis de câmp, da, aveam o șansă chiar... la... Așa? Și nu s-a legat. N-a fost să fie cu sportul. Și la un moment dat, în clasa a șaptea, mi-a zis, domnule, vreau să mă duc la Tonița acolo, să desenez. Și nu înțelegeam. Am ajuns. Ok. Familia Simion, toți care stau cu sufletul la gură, se uitau la meciurile de box, finale, dintr-o dată asta mică vrea Tonița. Și te-au ascultat? Da. Și m-au susținut până am ajuns în Tonița. Am dat și la liceu tot în Tonița, așa cum am ajuns la Facultatea de Arte din București și... Da. Putem să te numim deja pictoriță sau mai așteptăm? Mai așteptăm. Ok. Lucrezi acasă? Ne-ai adus ceva? Poți să ne arăți o treabă, te rog? Da, am adus o surpriză. Ai venit cu temele, cum ar veni? Da. A, ce drăguț! Bun! Nu e pictură, cum se cheamă asta? Adică e o caricatură. Un colaj... Un colaj cu tine și cu Răzvan. Asta am văzut. Lasă-l acolo, că Andreuț îl pune la loc de cinste. Pe mine să nu mai băgați acolo după televizor, după ecran. Am înțeles. Și cum e să te desprinzi total de pasiunile familiei și să te duci spre artă? Mi se pare mult mai bine, pentru că mă simt mai independentă și mă gândesc că nu am o presiune anume și niște așteptări mai mari decât ar trebui să fie deja. Adică eu lucrez, tata vede, îi place, mă ajută. Îți dai seama că dacă erai sportiv, trebuia să fii neapărat campion național. Da, adică nu puteai, la asta mă refer. Așa, okay. Măcar sunt propriul meu stăpân, să zic așa, înțelegi? Înțeleg. 21 de ani mâine. Hai să mergem un pic înapoi, Marian. Ai avut vreodată probleme cu categoria? Întotdeauna nu există pentru a face performanță,
trebuie să slăbești în jur de 10-12 kg. Și pe atunci se slăbea atât de mult? Păi nu poți. Vii, depinde cum, de exemplu, cum am, unde am fost campion mondial, veneam de la undeva de la 78-79 de kg. În viața normală? Să fac, da, în viața normală și boxam la categoria 71. Deci, obligat, acolo spre maturitate, unde nu mai îmi permiteam să mă duc cu multe kilograme în plus. Okay. Iarna. În perioada de iarnă, unde acolo acumulezi. Monica, fii sinceră că ești fată, l-ai întrebat vreodată pe tata cum slăbea? Care era secretul? Că sunt câteva secrete. Sunt câteva secrete și l-am întrebat și contează foarte mult ce mănânci și cât mănânci și să te cântărești și sportul și antrenamentul. Am înțeles. Eu cred că boxerii ar putea face cărți pentru modele și manechine. Da. Că exact ce își doresc ele, într-o săptămână, în două săptămâni, 3, 4, 6 kg, ori vă iese, ori nu boxați. Dragii mei, am pentru voi un fel de provocare, trebuie să mă ajutați mai mult.